Am venit cu bilanțul pe anul ăsta tot. Bună ziua, vă rog, puțin atenție. Ne-am strâns aici, după cum știți, suntem, facem toți parte, dragii mei, asociați din adunarea generală a traficanților și aș vrea să vă compar bilanțul de anul trecut cu cel de anul acesta, deși anul acesta nu e terminat încă. Deci anul trecut am avut vânzările astea, uitați-vă-ți de aici. Și anul acesta avem mult mai puțin. Zic să deschidem problema. Vreau să începem cu zona care a mers cel mai bine, da, deci anul trecut. De la departamentul droguri Dristor. Ce vreau să vă spun, că situația e cam grea acum. Bila s-a micșorat, prețul s-a mărit și mascații nu ne mai lasă să ne facem treaba. Propun mituirea la nivel înalt. Ne se pare o idee bună. Balta Albă, ce zice Sălăjeanu? Ce să spun, Balta Albă, Sălăjeanu, situația deja s-a îmbunătățit anul acesta. A mers un pic în profit, mult mai bine decât anul trecut, pot să spun. Dar prețul siringilor este în creștere. În păi primul rând, și trebuie rezolvată problema asta. Da, trebuia să-ți închizi telefonul. Băi, Pașaman, deci aici este departamentul droguri Dristor. Dacă vrei, sună la lese de marihuana acolo. Așa, deci să continuăm cu treburile noastre, să vedem ce facem pe alte zone și cum merge treaba. Câte geți s-au luat anul ăsta?